de ceva vreme pe piața telefoanelor de top, confruntarea s-a mutat pe partea de cameră. Miza a crescut odată cu avântul luat de conținutul video și foto pe rețelele de socializare. Cu multe aplicații și opțiuni integrate chiar în platformele de social media, care au transformat tehnici avansate de fotografiere în opțiuni la îndemână în mod intuitiv, producătorii de telefoane se orientează acum spre dezvoltarea de sisteme de camere cu softul aferent care să rivalizeze cu performanțele aparatelor profesionale. Reușesc? Uneori da, alteori nu. Aceeași miză pare că și-a propus și compania Xiaomi cu modelul Mi 13 Ultra, care a dat rezultate surprinzătoare și la testarea procesorului. Și are și o baterie mare, facem comparații, discutăm despre acest ceas. Despre acest telefon. Telefonul nu se găsește oficial în România, pentru că cei de la Xiaomi consideră că piața românească nu este destinată pentru flagship-ul lor. Tocmai de aceea noi l-am luat de la Dual Store, un magazin care importă acest model de telefon. Este cel mai avansat model lansat de anul acesta de către cei de la Xiaomi. Vorbim de 13 Ultra, un telefon care, mare atenție, are 4 camere de 50 de megapixeli, dintre care 2 telefoto. O telefoto însemnând acel zoom optic, nu zoomul digital. Ai un zoom optic de 3.2x și unul de 5x. Folosește lentile Leica. Dacă mai țineți minte, în trecut parteneriatul Leica era cu Huawei. Acum cei de la Leica lucrează cu Xiaomi. Pe partea de filmare, să spunem, se duce până în zona de 8K. El, în primul rând, nu este un telefon pe zona de filmare. El este un telefon pe zona de foto. Iar se fotografiile, zâmbești frumos pentru fotografie. Iar fotografiile, l-am comparat acum vreo 2 zile cu 15 Pro și... Mi s-a părut că nu exista nicio diferență între cei doi senzori. Nu știu dacă este același senzor sau efectiv pozele, aceleași culori absolut erau asemănătoare cu 15 Pro. Pentru că ai spus de culori, hai să vă arăt ceva interesant. Atunci când încep să fac o fotografie, am varianta să aleg cum să se vadă culorile, da? Leica vibrant, adică culorile să fie mai vibrante, iar dacă apăs, să fie Leica autentic, să fie culorile autentice. Hai că-ți fac o fotografie, iată, cu autentic, da? Da, uite, și pe zona de 15 Pro versus 13 Ultra de la Xiaomi și vorbeam mai devreme de Apple, aici pozele sunt puțin mai procesate față de iPhone. Pe parte de procesor, spuneai tu că a dat rezultate foarte bune. E același procesor de pe S23 Ultra, dar nu știu de ce pe acest telefon, pe Geekbench 6, mi-a scos 5600 de puncte, iar S23 Ultra undeva la 4500-4700. Probabil este mult mai bine integrat față de S23 Ultra, dar există și o scuză, pentru că acest telefon a fost lansat undeva la finalul lunii aprilie, S23 Ultra a fost lansat în februarie și producătorul chinez a avut tot timpul din lume să facă ajustările pentru ca procesorul să se integreze mult mai bine.